Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Bine v-am găsit, dragi spectatori, care sunt ei de această dată mulți, mulți, mulți și mici, mici, mici. O să vedeți despre cine este vorba și bine v-am găsit, dragi telespectatori, cei de acasă, care săptămână de săptămână ne sunteți alături și îmi trimiteți mesaje frumoase și multe cuvinte de încurajare. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou alături de voi, în casele voastre, și vă mulțumesc că ne primiți de fiecare dată. Însă aș dori în același timp să urez eu, pentru că toți suntem în preajma unor sărbători importante, să urez la mulți ani tuturor acelora care poartă numele de Andrei sau Andreea, și de asemenea aș dori să urez la mulți ani pe această cale tatălui meu, care se numește Andrei și cu siguranță urmărește emisiunea, și să urez la mulți ani tuturor românilor, căci în curând se apropie și 1 decembrie. Să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să vă bucurați de copiii dumneavoastră, iar copiii, toți copiii, să crească mari și să fie fericiți. Astăzi, din nou aici, în casa noastră de suflet, la Eliana Mall, aici unde, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, desfășurăm noi a 2-a ediție a concursului județean Școala mea pe primul loc. Însă, înainte de a afla care este concurentul cu numărul 3 și de a vă povesti multe, multe lucruri și mai ales că avem noi multe, multe surprize, haideți să vedem care sunt sponsorii acestui concurs. Toți copiii se distrează, oh, 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 yeah, și mănâncă ciocolată. Sponsorii concursului județean, Școala mea pe primul loc, ediția a doua, sunt Eliana Mol, Velpitar, Clinica de Estetică New Online, Laborator Cofetărie Delis Dana, Frizăria Prichindel, Recreativ, Brand Office, Afterschool Copiii Premiul, Salon Terra Nova, Clubul La Passion, Edu Fashion, Fantasy Shop, Fito Naturalex, Florăria Mara, Carote, Luxury, Kinderland, Aves Design, Vanilla Playzone, Cramele Recaș, Celebrity Salon, Raxela, ABM Fashion, You and Me Fashion, Cityplex și Ava Studio. Partener Media Mix 2 TV, emisiunea Tortul de Ciocolată, Zile și Nopți, Metropola și Prețul Zilei. Mulțumim pentru sonorizare lui Costel Angel și firmei All Time Events. Imaginea Zunei Adrian este asigurată de Clinica de Estetică New Line, coafură și machiaj Salon Terra Nova My Place, vestimentație Fantasy Shop, Eliana Mol. Premiile concursului sunt locul 1, 2000 de lei și trofeu, locul 2, 1500 de lei și plachetă, locul 3, 1000 de lei și plachetă. Primele speciale vor fi oferite de Creativ, La Passion și Cezare. Toți copiii se distrează, oh, 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 yeah, și mănâncă ciocolată. Am aflat care sunt sponsorii concursului, dar haideți să vedem care este concurentul de astăzi, concurentul cu numărul 3 la concursul județean Școala mea pe primul loc. Vă spuneam la începutul emisiunii că cei invitați astăzi sunt mici, mici, mici. Adică, probabil v-ați dat seama, este vorba despre o grădiniță. Mai exact, concurentul cu numărul 3 în concursul județean Școala mea pe primul loc este grădinița numărul 22 Brașov, Micul Prinț. Vă anunțam mai devreme că al nostru concurent de astăzi, grădinița numărul 22 Micul Prinț, a venit aici cu mulți, mulți copii. Ați văzut și voi aici ce numeroși sunt ei, dar vom sta pentru început de vorbă cu doamna director a grădiniței Micul Prinț, doamna profesor Marcela Peter. Aplauze pentru doamna directoare! Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și că v-ați înscris în concursul nostru, concurs desfășurat aici, la Eliana Mall. Voi cei de acasă trebuie să rămâneți în fața televizoarelor, căci în curând avem o surpriză pentru voi de la Eliana Mall. Veți afla imediat detaliile în câteva momente. Fiți alături de noi. Vorbim despre grădinița numărul 22 Micul Prinț. Cu siguranță mulți copii care au fost deja copii ai grădiniței dumneavoastră ne și urmăresc și cu siguranță se bucură că vă vor vedea acum. Povestiți-ne despre grădinița dumneavoastră. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, ne bucurăm foarte mult și mulțumim pentru invitație. Am fost foarte prompți pentru că ne place să arătăm grădinița noastră, să arătăm din activitatea noastră și, într-adevăr, ne place să fim în competiție. Cum ați spus, grădinița noastră se numește Micul Prinț.
Suntem o grădiniță cu tradiție, care dăinuiește în orașul nostru din 1952. Ea se află în cartierul Astra, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Și pentru că este o grădiniță cu tradiție, îmi permit să spun despre ea că a fost odată, ca niciodată, o grădiniță, grădinița numărul 22 Brașov, pe care Zâna cea Bună a transformat-o în castelul Micul Prinț. În situația noastră, Zâna cea Bună a fost primăria municipiului Brașov, care în perioada 2009-2010 a executat lucrările de reabilitare totală și mansardare și a adus grădinița noastră la niște standarde europene. Tot Zână cea Bună pentru noi au fost și părinții acestor copii care au frecventat grădinița de-a lungul anilor și care au fost alături de noi. Implicarea lor s-a simțit foarte mult în dotarea grădiniței și în aspectul ei. Ei ne-au susținut foarte mult și în activitățile educative. Pot continua cu a fost odată și despre un colectiv de cadre didactice inimos, dăruit meseriei lor, care au reușit de-a lungul anilor să fundamenteze o cultură organizațională, spunem noi, bazată pe multe valori. Valori, să mă repet, de valoare. Respect, muncă în echipă, colaborare, dragoste pentru copii. Este un mare, mare câștig pentru noi acest colectiv. Acest colectiv de cadre didactice, dăruirea lor, implicarea lor în activitatea grădiniței, au făcut ca de multe ori numărul mare de preșcolari, adică grădinița noastră să fie neîncăpătoare pentru numărul mare de preșcolari care au solicitat să treacă pragul acestei instituții. De aceea și în acest an, grădinița noastră funcționează cu 13 clase de preșcolari, cu 313 copii, 12 clase cu program prelungit și o clasă cu program normal. Toți copiii se distrează, și mănâncă ciocolată. Ați aflat deja multe informații despre concurentul nostru de astăzi și v-am spus mai devreme că vă vom dezvălui câteva surprize pe care Iliana Mol vi le pregătește pentru perioada următoare. Și mă bucur eu să o am alături de mine pe Roxana Ilinca, marketing manager Iliana Mol. Bine ai venit, Roxana! La mulți ani și ție de 1 decembrie, că ești româncă! Mulțumesc frumos, bine v-am găsit! Și vreau și eu să urez la mulți ani, în primul rând, celor care poartă numele de Sfânt Andrei și totodată tuturor românilor și de ce nu să fim mândri că suntem români. Știu că exact de 1 decembrie, adică de la începutul lunii, Iliana Mol pregătește o mulțime de surprize. Începem cu o petrecere, începem să ne distrăm de la începutul lunii aici, da? Da, întotdeauna luna decembrie este o lună plină. Începem chiar cu 1 decembrie și în fiecare an încercăm să sărbătorim această zi importantă pentru noi și totodată încercăm să aducem voie bună și anul acesta am pregătit dansuri populare. Începem cu ora 17 în Iliana Mol, vă așteptăm cu mare drag să urmăriți spectacolul nostru, după care vom finaliza printr-un atelier de croșetat și vom învăța să croșetăm tricolorul. Și continuăm de la 1 decembrie, mergem la Moș Nicolae, ce se întâmplă de Moș Nicolae? Că nu e departe Moș Nicolae. Așa este, apoi continuăm cu Moș Nicolae și încheiem luna printr-un spectacol de Crăciun, ce va avea loc în data de 19 decembrie, unde sunteți invitați toți, cu mare drag, vor fi foarte multe momente artistice, inclusiv de dans, de muzică și sunt invitați atât părinți, bunici și, de ce nu, și dumneavoastră. Multe evenimente frumoase despre care ai vorbit, însă eu aș dori să nu omitem un lucru. Am rămas eu surprinsă, dar surprinsă în mod plăcut astăzi când am venit eu, văzând că se întâmplă multe transformări aici. Adică veniți cu ceva nou pentru brașoveni. Ce pregătește Iliana Mol? Ce se schimbă aici? Da, am început deja reamenajarea complexului. Vom schimba puțin atât gama de magazine ce va activa în cadrul complexului comercial și începând cu anul viitor veți avea o nouă surpriză, un nou magazin mare se va deschide aici. Toți copiii se distrează, și mănâncă ciocolată.
Și pentru că am vorbit noi de petrecere și întotdeauna aici la Eliana Mall găsim petrecere și voie bună, avem noi o surpriză de această dată. Voi cei de acasă sunteți deja obișnuiți, venim cu această surpriză și pentru invitații noștri de astăzi de la Eliana Mall. E vorba despre Costel Angel. Aplauze pentru Costel Angel. Mulțumesc foarte mult, bună ziua, bine ați venit. Ne-a pregătit astăzi o piesă. Ce anume ne-ai pregătit? Tot discutam mai devreme despre 1 decembrie, despre copii, despre muzică bună, petrecere. Eu cred că astăzi copiilor sper să nu fie prima dată când li se cântă această melodie, dar eu vreau să încerc să le induc o stare bună cu o melodie foarte veche, reprezentativă și care cred eu că toți cei care pun mâna pe o chitară trebuie să învețe. Se numește Andrei Popa. Mult succes! Și nu-i pasă de nimic. Andrei Popa cel voinic, Andrei Popa cel voinic. Și e haiduc, și e vestit. Andrei Popa cel voinic. Și e haiduc, și e vestit. Andrei Popa cel. Gata, v-am dezvăluit o parte dintre surprizele din această emisiune, surprize pregătite de Eliana Mol, de fapt pentru voi toți cei care ne urmăriți. Ne întoarcem la grădinița numărul 22, Micul Prinț. Stăm de vorbă cu doamna director Marcela Peter și vorbim mai departe despre oferta educațională a grădiniței și despre grupele dumneavoastră. Câte grupe aveți la grădiniță? Pentru că noi tocmai vorbeam mai devreme și îmi spuneați că aveți 25 de cadre didactice. Am spus, noi funcționăm cu 13 clase de preșcolar, 12 cu program prelungit și o clasă cu program normal. În total avem un efectiv de 313 preșcolari. O grădiniță uriașă. O grădiniță uriașă, vorbim despre oferta educațională. Cei care poate doresc să vină la dumneavoastră la grădiniță, e important să știe mai multe lucruri. Cu siguranță cei care stau în zona Astra, mergând spre piață, nu? Au văzut grădinița dumneavoastră și o știu. Este adevărat. În fiecare an această ofertă educațională a suferit îmbunătățiri. Am încercat să ne pliem pe solicitările beneficiarilor noștri, direcți și indirecți, deci copiii și părinții acestora. Activitățile educative, didactice din grădiniță, respectă curriculum pentru învățământul preșcolar, iar activitățile educative extrașcolare, într-adevăr,
au fost exact pe solicitările beneficiarilor noștri și am organizat la nivelul instituției foarte multe activități opționale, cum ar fi cursuri de dans modern, cursuri de karate, limba engleză, limba germană, cursuri de șah, cursuri de baby basket, ateliere de creație, atelier de dezvoltare personală și cred că am mai uitat ceva. Vorbim despre ceva dansuri populare, îmi povestiți și despre acest aspect? Avem doar dansurile de societate organizate la nivelul grădiniței. Deci am încercat să ne axăm foarte mult pe, și pe latura culturală, o educație culturală a copiilor, pe mișcare, în primul rând, pentru că foarte multe proiecte din grădinița noastră au îmbinat alimentația sănătoasă, un stil de viață sănătos cu mișcarea. Și atunci, prin oferta noastră educațională, am încercat să aducem un plus, să venim în sprijinul părinților noștri, care, mai mult ca sigur, componenta timp este în deficit întotdeauna. Și atunci am încercat să venim în sprijinul lor cu aceste activități care se desfășoară în timpul programului grădiniței. În plus de acestea, avem proiectele noastre naționale, parteneriatele educaționale, care toate nu fac altceva decât să sprijine activitățile noastre didactice și să le ofere copiilor posibilitatea de a pune în practică tot ceea ce învață la activitățile la clasă. Și pentru că am vorbit foarte mult despre copii și despre activitățile lor, știu că dumneavoastră v-ați mobilizat într-un mod foarte frumos și bine organizat acolo pentru un program deosebit. Ce urmează acum să ne pregătească copiii? Copiii noștri am încercat să surprindă și printr-un mic program artistic, exact puțin din oferta noastră educațională. La fel ca și cadrele didactice, și ei pun foarte mult suflet în tot ceea ce fac. Cred că noi le transmitem lucrul ăsta și ne place să credem că așa și este, pentru că oferta noastră educațională, am spus că este personalizată. Într-adevăr, fiecare grădiniță are activități educative prevăzute de programa școlară, proiecte opționale, dar oferta noastră educațională este dublată de mult mai mult, de niște valori care dau sens vieților noastre. Este vorba de dragoste, prietenie și frumos. Aceste valori le-am preluat, de fapt, din povestea Micul Prinț de Antoine Saint-Exupéry, care ne-a și inspirat în denumirea grădiniței noastre. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, un loc frumos cum nu găsești, o grădiniță minunată. E un castel pentru copii. Când intri, parcă te vrăjește. E plin de zâmbete și bucurii. Și Micul Prinț el se numește. Un cufăr fermecat de oare, plin de comori el mi se pare. Dar multe taine el ascunde și pe toate noi le vom pătrunde. Și acest cufăr minunat va fi deschis imediat. Aici copiii sunt iubiți și lumea lor o joacă pare, dar zi de zi sunt instruiți de doamnele educatoare. Lumea cu tainele ei, cifre, litere, idei, culorile strălucitoare și cântece răsunătoare. Pe toate le învață ei, prințesele și prințișorii mei. De parcă nu era de ajuns, avem activități în plus. Ca orice prinț, noi învățăm în rit de vals cum să dansăm. Ne străduim chiar să vorbim și în alte limbi. Cu mult talent am vrea să reușim să pronunțăm fără accent. Poate ne credeți delicați, suntem mici, dar nu încercați și nu faceți prea mult pași, că noi la karate suntem ași! Aș vrea să vă mai povestesc și despre șah, un sport regesc, un sport al minții minunat, noi aici l-am învățat. Și încă multe ar mai fi creație în culori vii, chiar și mici lecții de viață,
Toate acestea aici se învață. Dar iată ce am descoperit! Ceva extraordinar, un proiect nemaipomenit despre micuțul grădinar. Hrană sănătoasă am vrea și n-am muncit în zadar. Grădina din curtea mea am primit-o ca un dar. Mulțumim cu democrație. Lasă că mă descurc, bărbate. Ia să vezi ce de bucate la care nici n-ai visat. De ridiche am să-ți fac. Știi să faci tu multe, spui ca și seama fără pui. Tu n-auzi ce spune lumea, consumați fructe, legume. Mai bine, babă, du-te și vezi fi de treabă. Bre, 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 să nu-ți fie de ochi. Te-ai întins de necuprins să te scoși și să te duc. Dacă nu-i putere, nu iau-ți, babă, hai la treabă! Ia termină-te odată și apucă-te de mine și să tragem noi mai bine. Dacă nu-i putere, nu-i. Chem nepoata în ajutor ca să trage mai cu spor. Auzi, nepoțică dragă, lasă joacă, hai la treabă. Iată, am venit îndată, da, să știți, sunt ocupată. Ocupată și nepoată, mă rog, cu ce ești ocupată? Ascult cântecele preferate și fac niște versuri, poate. Dată să nu spui niciodată, niciodată să nu spui niciodată. Vezi, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să și primești. Niciodată să nu spui niciodată, niciodată să nu Poțica mea nepoată, frumușică, talentată, de la nesta rândată, să te vadă lumea toată. Hai să ne apucăm de treabă, că ne prinde seara, babă. Dacă nu-i putere, nu-i. Wow, n-am văzut așa ceva, eu cred că e fermecată. Și ce, nu mai faci salată? Să chemăm pe cine oare? O ridiche mare, mare presupune ce? Impozitare! Haide să chemăm forțele locale. Hai, chemați-l pe cățel să ne ajute el nițel. Gugulică, gugulică, vino-ncoa! Ha,
Abraham, ce se întâmplă nepoțică? Te rog să te apuci de mine și să tragi mai bine. Dacă nu-i putere, nu-i. Vă propun, chemați-mă, dar doar Elena și tot am și plăcit de știze, dar și la treabă nu lăsat. Botănilă, vină în grabă să ne ajuți! Doarme leneșul tot anul, mai bine chemați șoricei. Chițăină șoricel măresc, vă pot fi de folos să dăzesc? Și-i lasă ca-i speriați și vă roagă să iertați și pe ei să nu contați. Hai, prindeți-mi volant și cu forță arătați că degeaba nu mâncați. Și așa ridic ea uriașă ieșa, iar master șeful nostru bunătăți din ea prepara. Haideți să vă dă bucate din ridiche preparat. Dimineața vă treziți pe stomacul gol, serviți gustul proaspăt de ridic, face bine la linichi, dacă nu, ridichi coapt. Cu puțin lui slăfită vă ferește de călit. La prânz, din ridichii lasă, fac o putincă la masă. Seara, doar o sărățică, din ridichii mânțică. Vărdeți-l fel fel, să o suntem ușor. Vă poftiți o ridichii naturală, ecologică. Serviți și o sfiți. Se distrează, oh, 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 yeah. Și